Salut! În această secțiune vom începe să vedem cum putem folosi unealta Cucumber pentru a obține teste și rapoarte pe înțelesul oricui. Nu ar fi ideal ca orice coleg nou, chiar dacă nu are cunoștințe de programare sau orice manager, să-și poată face în mod foarte natural o idee despre ce funcționalitate acoperă testele noastre și ce acțiuni ale utilizatorului simulează ele. Poate că nu, depinde cât de bine ne-am făcut treaba. Totuși, dacă am scris niște teste funcționale și utile, mi-ar cădea bine să le poată folosi cât mai multe persoane din echipă. Ce ziceți? Dacă am avea un test scris sub forma aceasta, ar fi îndeajuns de clar încât să-l poată înțelege oricine, indiferent de cunoștințele sale de programare? Și chiar pentru programatori, nu ar fi mai ușor de urmărit? Dar poate veți spune că un test automat nu poate arăta așa, doar acesta nu e limbaj Java, nu e limbaj de programare. Într-adevăr, nu e un limbaj de programare sau nu e limbaj Java, ci e un limbaj numit Gherkin. Iar unealta Cucumber ne ajută tocmai la formarea de legături între fiecare pas al unui astfel de scenariu și câte o metodă Java corespunzătoare. Pe lângă asta, unealta Cucumber ne pune la dispoziție diferite utilități pentru a putea reprezenta orice test în acest format, pur și simplu în limbaj uman. Trebuie doar să folosim câteva cuvinte cheie predefinite în limbajul Gherkin, precum feature, scenario, given, and, when, then. Acestea sunt oricum alese foarte bine și dau un aspect natural testului. Feature va fi urmat de numele suitei de teste. Pentru claritate, grupăm testele după funcționalitatea pe care o acoperă acestea. Scenario va fi urmat de numele testului. Cucumber nu validează unicitatea numelor scenariilor sau ale feature-urilor, dar e bine să urmărim acest principiu. Fiecare scenariu și fiecare feature să aibă un nume unic. Given va fi pasul inițial în fiecare test, reprezentând condițiile inițiale necesare pentru rularea testului. When va marca pasul care declanșează acțiunea finală, pe al cărei rezultat vrem de fapt să îl verificăm. Then introduce pasul care face verificarea în sine, comparând rezultatul obținut cu rezultatul așteptat. Atunci se obține următorul rezultat, în sensul acesta. Pașii începând cu AND pot urma după GIVEN sau după WHEN, în cazul în care testul presupune mai mulți pași. Respectarea semnificației acestor cuvinte cheie face testul foarte lizibil și ușor de înțeles. Totuși, testul va funcționa la fel indiferent în ce ordine folosim aceste cuvinte cheie și chiar dacă folosim același cuvânt cheie pentru toți pașii. Astfel de practici sunt însă evident de evitat. Testele scrise folosind Cucumber vor fi structurate pe trei niveluri. Primul va fi reprezentat de fișierul conținând feature-ul, fiind de fapt nivelul de prezentare a testului în limbaj uman. Al doilea nivel este cel al definirii pașilor. Aici se face legătura dintre fiecare pas al feature-ului și câte o metodă Java, așa încât testul să poată fi executat automat. Iar al treilea nivel este cel al reprezentării paginilor web sub formă de clase Java, modelul PageObject pe care deja îl cunoaștem. Haideți acum să vedem ce avem nevoie să introducem în proiectul nostru ca să putem folosi această unealtă Cucumber. Respectiv, haideți să creăm chiar un nou proiect pentru aceste teste. Eu voi deschide acum directorul în care am salvat proiectul inițial, în care am început să învățăm cum folosim unealta Selenium WebDriver și voi copia pur și simplu acest proiect pentru că vom folosi multe lucruri din el, cum ar fi administrarea driverului sau fișierele de configurare și așa mai departe. Ca să nu rescriem tot proiectul, îl voi copia, îi voi face paste tot în acest director și îl voi redenumi Selenium and Cucumber test.
putem să-i spunem: voi deschide acum acest director și voi șterge directorul .id, directorul target și fișierul Selenium Test IML. Vă amintiți că spuneam că acestea nu țin de proiectul nostru în sine, ci sunt generate automat de IntelliJ IDEA. Respectiv, în directorul target avem clasele compilate și fișierele rezultate în urma rulării aplicației noastre sau testelor, iar .id și Selenium Test IML sunt generate în mod automat de IntelliJ IDEA. Le voi șterge. Iar acum ar trebui în fișierul POM.XML de asemenea să schimbăm denumirea proiectului. Pot să deschid acest fișier în WordPad, de exemplu, sau aș putea să-l deschid direct în IntelliJ IDEA și să îl editez acolo. Acum l-am deschis în WordPad, vreau să schimb doar Artifact ID, de exemplu, să îi spunem Selenium Cucumber Test, de exemplu, și de asemenea Project Name, haideți să-i spunem Selenium Cucumber Test. Salvez fișierul, închid WordPad și haideți să deschidem acum acest proiect în IntelliJ IDEA. Eu am deschis vechiul proiect aici, dacă dau File Open și merg la noul proiect. Eu l-am salvat în directorul Training Projects, Selenium and Cucumber Test. Pot fie să deschid directorul, fie să selectez fișierul POM.XML, indiferent. Am selectat POM.XML, sunt întrebat dacă vreau să deschid acest fișier ca proiect sau doar fișierul în sine, vreau să deschid întregul proiect. Și sunt întrebat dacă vreau să păstrez și proiectul curent în fereastra curentă și să deschid o nouă fereastră sau să-l înlocuiesc. Eu îl voi înlocui, deci voi deschide proiectul în această fereastră a programului IntelliJ. Proiectul s-a deschis și acum se descarcă dependențele Maven și se vor indexa fișierele. Așteptăm pentru acest lucru. Ok, și acum vom adăuga dependențele de care avem nevoie pentru a putea folosi unealta Cucumber. Respectiv, în fișierul POM.XML putem să adăugăm o nouă dependență pentru biblioteca Cucumber Java. Dacă mă duc și caut pe Google biblioteca aceasta, Cucumber Java, respectiv fac o căutare după Cucumber Java Maven și prima pagină care mi este sugerată, voi căuta ultima versiune pentru Cucumber Java, respectiv cea mai recentă, 1.2.5, și copiez pur și simplu instrucțiunile pentru descărcarea dependenței de aici. Iar apoi le fac paste în fișierul POM.XML. De asemenea, apăs linkul Enable Auto Import pentru ca ceea ce adaug în acest fișier POM.XML să fie descărcat automat. Aștept ca din nou fișierele să fie indexate și dependența să fie descărcată. Ok, iar acum mai avem nevoie să adăugăm și un plugin pentru IntelliJ IDEA ca IDE-ul să știe să interpreteze fișierele .feature cu care vom lucra în curând. Așadar, voi deschide meniul File Settings. Voi merge la secțiunea Plugins. Iar aici voi apăsa butonul Browse Repositories sau puteți verifica dacă aveți deja instalat pluginul Cucumber. Faceți un search aici în secțiunea Plugins, eu nu l-am instalat, așadar voi apăsa butonul Browse Repositories, fac aici căutarea după Cucumber și voi instala acest Cucumber for Java. Apăs Install. Mi se spune că acest plugin necesită un alt plugin, respectiv Gherkin, și îl voi instala și pe acela, desigur. L-am instalat și va trebui să restartez IntelliJ IDEA. Apăs butonul Restart IntelliJ IDEA și
Voi aștepta să se redeschidă proiectul. De fapt, cred că trebuie să apăs și OK aici. Și, într-adevăr, apăs butonul Restart. Am adăugat astfel tot ce avem nevoie pentru a putea lucra cu unealta Cucumber în proiectul nostru de teste, iar începând cu secțiunea următoare vom trece la implementarea testului nostru, respectiv vom crea primul nostru feature, primul scenariu, vom porni browserul și vom executa primul pas pentru deschiderea homepage-ului folosindu-ne de unealta Cucumber. Asta începând cu secțiunea următoare.